Tehnici de lucru combinate în realizarea unui buchet floral, clasa a patra. Realizăm acest buchetel de Dali cu scopul de a înfrumuseța clasa, holul școlii sau camera proprie. Și această activitate vizează competența specifică 2-3 din programa școlară. Vom confecționa buchețelul de Dali din hârtii colorate simple. Vom avea nevoie de două cole A4 de culoare verde, câteva dreptunghiuri de hârtie colorată de diverse culori, bucățele de hârtie gumată cu sclipici, un lipit solid și un bețișor de bambus. Vom folosi și un creion, o foarfecă, un capsator cu rezerve și un pistol de lipit cu rezervă de silicon. Vom confecționa acest buchețel de Dali în mai multe etape de lucru. Mai întâi confecționăm florile prin pliere, capsare și lipire, apoi vom confecționa tulpina daliilor prin rularea hârtiei, apoi confecționăm frunzele prin desenare și decupare, în etapa a patra vom ansambla toate piesele componente și la final le vom expune. Confecționăm dalia dintr-un singur dreptunghi de hârtie colorat, pe care îl pliem alternativ în pliuri mici și fine. Bucățica de hârtie cu pliuri de lățimea de maxim 1 cm pe față și verso. Iar la final îndoim la mijloc. Prindem cu ajutorul capsatorului la mijloc într-o capsă. La fel procedăm și cu cealaltă bucățică de hârtie. Prindem la mijloc. Vom transforma dreptunghiul într-un trapez prin tăiere, cu ajutorul foarfecii. Vom decupa lățimile înclinat pentru a oferi petalelor o formă ascuțită. Lipim cele două bucățele, trecem cu lipici pe fiecare parte și apăsăm cu degetelele pentru a se lipi bine. Desfacem cu grijă. Și mai lipim și pe partea opusă. Apoi prindem laturile mărcinașe. Cu grijă. Pentru a forma o floare. La fel procedăm și cu cealaltă floare. Dăm cu lipici pe muche, presăm, dăm din nou cu lipici pe muchea liberă și te alăturăm. Thank you.
bucată de hârtie gumată cu sclipici, desenăm pe verso două mici cerculețe cu ajutorul creionului. Cemento.com. Apoi le decupăm după contur cu ajutorul foarfecii. Lipim cerculețul în centrul florii într-un punct de lipitură. Cemento.com. Pentru a confecționa tulpina, avem nevoie de o coală de hârtie verde, pe care o pliem vertical în trei părți egale. Tăiem cu foarfeca după pliurile formate sau putem rupe hârtia cu ajutorul unei rigle, dar cu mare atenție. Pentru a rula bucățica de hârtie verde, avem nevoie de un bețișor de bambus pe care îl înfășurăm în hârtie și rulăm. Cemento.com. Și iată, tulpina este gata, dar poți exersa și cu celelalte dreptunghiuri pentru a-ți însuși tehnica rulării hârtiei. Confecționăm frunzele din hârtie colorată verde. Pe un dreptunghi de hârtie desenăm cu mâna liberă forme ovale cu ajutorul creionului, apoi le decupăm cu ajutorul foarfecii. Vom obține mai multe forme de frunze. Și iată, am ajuns la etapa de asamblare în care vom lipi toate piesele confecționate până acum. Mai întâi lipim tulpina de floare pe verso printr-o linie de lipitură pe muchie. La fel procedăm și cu celelalte flori. Apoi atașăm frunzele de o parte și de alta a tulpinii prin lipire. Iată, buchețelul este gata. Cemento.com. Decorează cu buchețelul de Dali un loc preferat din camera ta sau din casa ta. Să recapitulăm tehnicile de lucru pe care le-am efectuat cu hârtia. Plierea, ruperea, tăierea, rularea, lipirea și decuparea. Cemento.com. Îți mulțumesc pentru atenție!